Toate trecerile la nivel cu cale ferată din municipiul Lupeni intră în reparații. Acestea sunt într-o avansată stare de degradare și șoferii abia dacă mai pot trece peste ele. Niciun loc din cele trei existente în Lupeni nu mai pot fi practicabile deja și dacă la pasajul ce duce spre mină circulația a fost deja întreruptă și deviată, pentru că acolo se lucrează deja la un pod, la celelalte două se vor lua măsuri similare de întrerupere a circulației. Astfel, în perioada următoare la Bărbăten se va circula pe un singur fir până la finalizarea lucrărilor. Este vorba de trei pasaje, pasajul din cartierul Bărbăteni, pasajul unde traversează rutier, este vorba de pasajul de aici de duce spre mina Lupeni și pasajul de se intră pe la fosta fabrică Vâscoza, unde există fabrica de volane și fabrica de covoare geotextile. Se preconizează începerea lucrărilor pe 13 august. În această perioadă se vor aduce materialele. Nu costă nimic pentru administrația publică locală. O firmă a CFR-ului va repara și va face pasajul pentru un fir de cale ferată, iar pentru celălalt fir, CNH-ul va rezolva această problemă. Vor începe lucrările concomitent pentru a rezolva această problemă spinoasă din municipiul Lupeni. Municipiul Lupeni a rămas ultimul din Valea Jiului fără pasaje reabilitate. Practic, șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre grop și liniile de cale ferată, așa încât să treacă peste cele două linii de cale ferată ce străbat orașul.